Bună ziua, dragii mei! Iată din nou împreună în atelierul Salon Mesac. Vă salut încă o dată, ca de fiecare dată, țin să vă reamintesc. Este un canal de tot pentru pasionați. L-am creat din pasiune, din hobby. Testez diferite lucruri, cum ar fi generatoare pe magnez neodim. Am câteva videoclipuri cu ele. Generatoare de 1000 W, de 1200 W, de 500 W, la 600 de rotații. Invertoare hibrid solar, invertoare care depind tot timpul de banc de baterii. Pompe solare care funcționează cu curentul produs de o baterie sau de un panou solar, diferite teste, probe care le fac și le expun pe acest canal pentru cei pasionați în general. Da? Ce avem astăzi aici pe masă? Avem două jucării care vreau să vi le prezint și dumneavoastră pentru hobby, pentru pasionați, eu știu ce. Am sus camera mai jos să trecem la treabă, da? Ok. Deci, avem două jucării, am să citesc un pic din caracteristicile tehnice. Spre masă, așa să le vedeți dumneavoastră mai bine. Una este mai mică, de exemplu, este un convertor, invertor, care, un transformator, care funcționează de la 12V la transformă energia la 110V. La 200V, la 220V și la 280V. Are, vă arăt acum imediat. Deci aici unde arată și 12V, nu știu cât de bine să vezi la dumneavoastră. Aici așa. Acesta este de o putere mai mare, am să vă spun câteva cuvinte și de acesta, dar acum facem probă doar cu acesta. Așa, are plus și minus intrarea, da? Iar aici are ieșirea și aici. Și aici, da? Așa, deci aici are niște mufe, nu știu cât de bine le observați, dar aceste micuțe roșii, uitați aici. Așa, iar aici foarte mărunt scrie undeva, deci scrie, deci la prima treaptă, de exemplu, această mufă micuță de aici, dacă o scoatem, ca să fac contact, are, uitați mai bine acolo, acum se observă ceva, observați? Acolo, deci aici la prima treaptă, cum ar veni, să zicem prima treaptă, da? 110, la a doua treaptă este 200V, la a treia este 220 și la ultima, unde este acum, este 280. Îl puteți muta, se scoate și se conectează aici și atunci, în funcție de treapta la care sunteți, va da, de exemplu, la prima este 110V, la a doua, după cum am spus, 200, la a treia 220 și la ultima 280V. Deci la 12V. Este de 150W, maximul 200W. Costă în jur de 8 euro pe AliExpress, da? 8 euro plus probabil ceva transport, da? Acesta de aici este mai puternic, după cum puteți vedea, și mai mare, da? Acesta din stânga este mai puternic, este și ca mărime, mai mare. Opa. Astăzi o să facem probă cu ăsta micuț de aici. Așa, deci acesta este tot în curent DC, lucrează, transformă în AC, 220V, la 380V, dar acesta este 500W. 500W, acesta este de 150W, dar maximul este de 200W. Invertor, transformator, convertor. Modul, ambele, acesta este 15 euro, plus transportul, nu știu cât a costat, în fine, tot de pe AliExpress, iar acesta este 8 euro, atât a fost, acum am găsit și la reducere câteodată, la 6 euro sau, eu mai știu ce, pentru hobby, pentru pasionați, dar ele funcționează destul de bine și la o baterie de mașină, eu neavând o baterie de mașină, am să-i facem proba cu un acumulator de la o bormașină, da? Dau un pic pe pauză, să iau o bormașină cu acumulator, vă arăt și dumneavoastră, după aia conectăm pe acesta micuț, de exemplu, la acel acumulator de bormașină, da? A venit și bormașina. Acesta este acumulatorul. O să-l luăm frumos de aici. Acum trebuie să-i punem niște fire. O dăm pe acesta deoparte, care v-am scris e 500W și rămâne acesta de 150 până la 200W, da?
O să-i conectăm niște fire. Avem aici niște fire. După cum v-am spus, trebuie să respecte polaritatea, adică plusul de la acumulator, de la baterie. Și arată aici. Acesta este plusul aici, cu minusul și intrarea la acest transformator, da? Dau pe pauză să-i pun ca să nu prelungim mult videoclipul. Asta unde scrie 12V aici. Ah, uitați aici, aici e plusul. Acestea două, nu știu cât de bine se observă aici așa. O să vină cablul roșu. Fierul roșu. Îl punem aici. Iar la acesta alt am ales unul verde. Unul verde aici. Are aceste, ca să pot să-l bag la acumulator. Le-am făcut așa aici, le-am strâns cu patentul, da? Îl bag la acela acumulator de bor mașină. Bineînțeles, la o baterie de mașină care are și amperajul mai puternic, care este ca idee pentru hobby. Așa. Acum o să-i punem ieșirea. Cum ar veni ieșirea aici? Aceste alte două, da? Ridic mai sus că ies din imagine, da? Noi punem unul partea asta. A, vedeți firele. Aici e intrarea la 12V, cum ar veni. Iar aici este ieșirea, care m-a zis în funcție de această plăcuță de aici, cum o comutați pe aceste piciorușe. Are voltajul, da? Deci la prima treaptă 110, 200 de volți, 220 și 280 aici, da? Acum, haideți să-i punem și... Opa, așa. Deci, avem aici 6 becuri. 6 becuri din acestea sunt... Becuri LED care funcționează și la 220, uitați aici, din acestea sunt becuri LED de 7,5W, echivalentul la 60, uitați aici unde va scrie, nu știu cât de bine se observă. Deci becul LED de 7,5W, echivalentul la 60, da? Care funcționează normal și la 220 de volți, da? Aici are caracteristici, da? Bec LED, uitați așa. Acestea sunt becurile. Acum, să le conectăm la ieșire, la această jucărie. Așa. Acesta e acumulatorul de la bor mașină, care l-am văzut mai înainte. Deci luăm acumulatorul de aici, dăm bor mașina deoparte. Acum o să bată în camera și o să se întunece camera, de-aia le dau în partea asta, așa. Punem prima dată plusul aici la acumulator și acum vom pune și minusul, da? Am zis că se întunecă camera din cauza la... Uitați puțin așa ca să vedeți, deci, transformatorul. Îl vedeți? Da, nu știu cum să fac ca să se vadă mai bine.
Acum cred că vedeți. Așa, legăturile. Da, acesta e a doua piesă care așa. Deci, pentru pasionați, observați că funcționează, da? Observați, da? Deci, 6 becuri LED de 7,5W, 220V, care funcționează și la priză. Să știți că mai merg câteva, dar mică. Este un acumulator micuț, vă dați seama de la o bormașină ce ampere are acest acumulator, nici nu știu. Și de-aia nu vreau să-l forțez, descărcându-l așa forțat, dar la o baterie de mașină va funcționa oricum. mai util, o baterie de 12, probabil că merge și de 24. Da? Mai punem o dată. A sărit de la mine, deci de la clemă. A sărit de aici. Nu face undeva contact, dar nu face undeva pe la firele mele contact pe aici, pentru că este o improvizație. Da? Acum așa, da. Nu facea contact aici la... Da. Deci, vedeți, se poate, acesta este mai puternic, deci 100W, acesta este doar de 150W, da? Da. Dar și mai multe becuri, dar folosim acumulatorul, pentru că nu are un amperaj puternic. Acesta este un acumulator de bormașină, vă dați seama. Da. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să distribuiți mai departe pentru pasionați. Poate chiar pe unii chiar îi interesează să facă așa ceva din pasiune, hobby sau chiar... Știu că chiar este util, dar să avem o baterie mai puternică de 12V sau de 24 sau eu știu, să fie mai puternică. Așa este un acumulator de la o bormașină, da? Ok, pentru data viitoare o să fie un test și cu acesta și nu pierdeți următoarele videoclipuri, vor fi niște teste interesante cu generatoare pe magneți, neodom și alte teste. La revedere! La revedere pe săptămâna viitoare!